Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Este cea din tâi poruncă însoțită de o făgăduință, ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Și voi, părinților, nu întărățați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului. Amin. Amin. Ne vom ruga împreună. Tatăl nostru din ceruri, venim să-ți mulțumim de această zi frumoasă de sabat. Amin. Îți mulțumim că prin grija ta suntem astăzi în casa ta de închinare. Amin. Te rugăm să rămâi tu alături de noi la ora de serviciu divin care urmează. Amin. Te rugăm să ne ajuți să învățăm și să punem în practică toate îndemnurile pe care le vom primi. Amin. Te rugăm să rămâi și cu cei dragi din familiile noastre și Amin. Chiar dacă astăzi nu sunt prezenți în casa ta, te rugăm să-i aduci astfel încât să fim familii unite. Amin. Îți mulțumim în meritele Domnului Hristos și te-am rugat. Amin. Amin. Numeri, capitolul 14, cu versetul 2, citim. Toți copiii lui Israel au cârtit împotriva lui Moise și Aron și toată adunarea le-a zis: de ce nu am fi murit noi în țara Egiptului sau de ce nu am fi murit în pustia aceasta? Probabil acesta este un verset ciudat pentru a fi citit în momentele de meditație pentru daruri. Acesta nu este singurul verset unde israeliții sunt găsiți cârtind, murmurând și văitându-se. Poate ne gândim că dacă am fi fost în locul lor, noi nu ne-am fi comportat așa. Poate că astăzi fiecare dintre noi se confruntă cu diferite probleme. Pentru unii, acestea sunt legate de sărăcie, pentru alții de belșug. Poate unii trăiesc în frică, fiind amenințați de persecuție, de boală sau chiar de moarte, în timp ce alții sunt sătui de o viață liniștită și ușoară. Care este atitudinea noastră în situațiile prin care trecem? Le plângem și noi ca israeliții? Ne gândim cumva că în altă parte ar fi mai bine? Noi decidem felul în care interpretăm împrejurările. Putem vedea în ele fie ceva bun sau fie ceva rău. Această alegere se va reflecta în darurile noastre pentru Dumnezeu. Apel. Decide astăzi să cultive o atitudine de mulțumire și nu una de cârtire. Eu mă rog, avem încredere că întotdeauna căile tale, Doamne, sunt cele mai bune. Condune-mi viața așa cum știi Tu că este cel mai bine și ajută-ne să nu cârtim. Colecta din sabatul acesta este destinată bugetului comunității locale. Rog diaconii să procedeze la strângerea darurilor și zecimilor.
Ne rugăm. Venim în fața Ta, Părintele nostru, noi, familiile noastre, o adunare plină care are inima deschisă spre Tine. Venim să-Ți mulțumim pentru că ai avut grijă de noi în săptămâna aceasta. Îți mulțumim pentru că avem un lăcaș de cult frumos și încăpător. Îți mulțumim pentru că Tu ești în mijlocul nostru, mai presus de toate. Te rugăm, Doamne, să binecuvintezi darurile care Ți le-am adus în această zi, să binecuvintezi inimile noastre, să ne dai Tu credere și bunitate pentru toate cererile noastre. Tu ești acela care poți să împlinești tot ce avem noi în lipsă și Tu ești acela care poți să duci la îndeplinire totul. Și credința și înfăptuirea Ți aparțin Ție. Te rugăm, Doamne, dă-ne lucrurile acestea și ajută-ne ca să fim cu toții alături de Tine și să fim mântuiți. Te-am rugat în numele Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Amin. Amin. Thank you.
invit în fața toți copilași și pentru povestirea copiilor. Îi așteptăm pe cei de la balcon să sosească. Bucur să vă văd în această dimineață pe toți veseli și fericiți, pentru că este o dimineață de sabat, de aceea suntem veseli, da? Și ne bucurăm în Domnul astăzi. Povestea care urmează să vă spun s-a întâmplat cu mult timp în urmă într-un sat din Rusia. Rusia este o țară aproape sau departe de noi, cine îmi spune? Albert. Așa. Într-un sătuleț din Rusia trăia un cismar bătrân pe nume Moș Panov. Cismarul acesta era singur. Soția sa, din păcate, nu mai trăia, iar copiii lui erau mari și au plecat să locuiască la oraș. Și într-o seară și-a luat Biblia Moș Panov și a început să citească din Biblie despre viața lui Isus. Prima dată a citit despre nașterea lui Isus, după aceea a citit despre minunile pe care Isus le-a făcut pe acest pământ și s-a gândit că foarte mult i-ar place, ca măcar o dată în viață, să se întâlnească și el cu Isus față în față. Vă v-ar place să vă întâlniți cu Isus așa față în față? Da. Da. O să se și întâmple. Se va întâmpla, sigur, ai dreptate. Și Moș Panov, citind din Biblie, a adormit și în visul lui a auzit o voce. Moș Panov, dimineață, să te pregătești, căci mâine voi veni și să te întâlnesc. Dar să fii atent, căci nu-ți voi spune cine sunt. Moș Panov s-a trezit de dimineață, a făcut un ceai fierbinte, a făcut o supă, pentru că era iarnă afară și era foarte frig și se gândea că dacă vine Iisus să-l întâlnească, îi va fi frig lui Iisus. Și după ce a făcut, a pregătit toate prin casă și a făcut curățenie în casă, s-a așezat la fereastră și a așteptat. Afară ningea și doar măturătorul străzii era pe afară. El tot mătura și Moș Panov s-a gândit că e frig. Și a spus, a deschis ușa cizmăriei și a spus: haide, vino, te rog frumos, în casă puțin să te încălzești. Haide, bea o ceașcă de ceai. Măturătorul a intrat în casă, a băut ceașca de ceai, s-a încălzit și a mulțumit frumos la Moș Panov și a spus: bine, acum trebuie să mă întorc înapoi la treaba mea. Moș Panov s-a așezat din nou la fereastră și a tot așteptat să vină Iisus. Și era pe la amiază deja, Iisus nu apărea. S-a gândit: oare de ce întârzie Iisus așa de mult? A văzut de departe pe fereastră sa că vine o femeie tânără cu ceva în brațe. Nu știa exact ce are femeia în brațe, pentru că era departe. Dar cu cât se apropia mai tare de casa lui, și-a dat seama că în brațele femeii era un copilaș. Repede a deschis ușa cizmăriei sale și a spus: vină, te rog frumos, repede înăuntru cu copilașul să te încălzești. Afară ninge și e frig pentru copilaș. I-a dat femeii o supă caldă să se încălzească și femeia a desfăcut copilașul din pătură și a văzut că copilașul era o fetiță mică, care nu avea încălțăminte. Era desculță, pe frig și pe zăpadă. Moș Panov s-a gândit: trebuie neapărat să fac ceva, să îi dau cu acestui copilaș o pereche de încălțăminte. Și și-a adus aminte că în podul său avea o pereche de păpucei.
A fugit repede, repede în pod și a luat dus păpucei, i-a pus în picioarele fetiței și se potriveau perfect. După care a încălzit un picuț de lapte, a dat la fetiță cu lingurița lapte să bea și femeia a spus, eu acum trebuie să plec mai departe pentru că trebuie să ajung în satul vecin. I-a mulțumit frumos la Moș Panof și era foarte fericită că fetița ei are încălțăminte pe zăpadă și nu e frig. După care Moș Panof a rămas din nou singur și stătea la fereastră și se tot gândea, oare de ce nu vine Iisus? S-a făcut seară, Iisus tot n-a apărut. S-a făcut noapte, Moș Panof și-a spus rugăciunea și s-a pus în pat să doarmă. Și în visul său, aceeași voce care i-a vorbit cu o noapte înainte, i-a spus, Moș Panof, am fost astăzi la tine. Și Moș Panof a răspuns, dar cum ai fost, căci eu nu te-am văzut. Să știi că am fost prin măturătorul acela pe care căruia tu i-ai dat o ceașcă de ceai și a băut-o. Am fost prin fetița aceea căreia tu i-ai dat o pereche de încălțăminte, prin mămica aceea căreia tu i-ai dat o supă caldă. Pentru că, vedeți voi, dragi copilași, de fiecare dată când noi facem un bine celorlalți din jurul nostru, e ca și cum am face bine la acela pentru? Pentru cine? Pentru Iisus. Mulțumesc frumos! Noi avem un verset în Biblie care ne spune lucrul acesta. Vreți să-l citești, te rog frumos, Edi? Este în Matei 25 cu 35. Căci am fost flământ și mi-ați dat de mâncat. Mi-a fost sete și mi-ați dat de băut. Am fost străin și m-ați primit. Am fost gol și m-ați îmbrăcat. Am fost bolnav și ați venit să mă vedeți. Am fost în temniță și ați venit pe la mine. Mulțumesc frumos! De fiecare dată când noi vedem, mergem într-un spre școală, vedem pe autobuz o bătrânică care nu are loc în autobuz, ne ridicăm și cedăm locul bătrânicii respective, e ca și cum am face lucrul acesta pentru Iisus. De fiecare dată când ne purtăm frumos cu prietenii noștri și învățăm lucruri bune, e ca și cum am face lucrul acesta pentru Iisus. De fiecare dată când invităm musafiri la masa noastră și poate musafirii nu au aceleași posibilități ca și noi, e ca și cum am face lucrul acesta pentru Iisus. Eu vă mulțumesc frumos pentru atenție și am să vă dau la fiecare aici câte o clementină, să vă rog frumos să vă luați, și câte un norișor pe care scrie versetul care tocmai l-a citit Edi.
familiei, pot să spun că este un sabat special pentru fiecare dintre noi, pentru că este un moment al apropierii, al plecării unuia spre celălalt, al simțirii ca în familie, chiar dacă aparținem în familii diferite, atunci când suntem în biserică, suntem o familie împreună. În mijlocul nostru, așa cum ați observat, avem pe fratele Orban Ioan, director al Departamentului de Familie, Școala de Sabat și Lucrare Personală din Conferința Transilvarea de Nord, căruia îi spunem bun venit în mijlocul nostru și despre care vrem să spunem că de fiecare dată când avem un sabat dedicat familiei, nu mai este un oaspete pentru noi, ci este parte din familia noastră, din familia Cluj Speranța. Îi spunem încă o dată bun venit și îl rugăm să ne conducă. Cu adevărat, una dintre cele mai frumoase rugăciuni și cereri din Vechiul Testament este Psalmul 27. Dacă vă aduceți aminte, David este cel care strigă către Domnul: un singur lucru cer de la tine, Doamne, și mi-l doresc fierbinte. Știți care a fost cerința lui David? Să locuiesc, așa este, în fiecare zi a vieții mele să locuiesc în templul tău și să mă minunez de frumusețea ta. Oare nu se potrivește și pentru astăzi această cerere? Aș vrea să locuiesc în templul tău, Doamne, să mă minunez de frumusețea ta. Piesa instrumentală pe care violonistul nostru scump a prezentat-o astăzi ne-a copleșit și ne-a trezit așa un sentiment de apropiere de Dumnezeu. Apoi ilustrația, corul, prezența copiilor aici ne-a insuflețit și am zice: Doamne, dacă n-ar mai trebui să trecem dincolo de hotar spre zilele înnourate și negurate ale pământului, ce bine ar fi să stăm în atmosfera cerului. Însă realitatea este alta. Trudim aici pe pământ, ne-a mai dat Dumnezeu zile și har ca să ducem la bun sfârșit chemarea și proiectele sale. Am văzut acești copii frumoși în casa Domnului și mi-am zis: liceul Maranata din Cluj are viitor, are perspective. Îndemn părinții să-și crească pruncii copiii cu acest gând. Nu este în Cluj un liceu mai performant decât Maranata. Nu în cele fizice, materiale, în primul rând, și dați-mi voie să accentuez latura spirituală a acestui liceu. Mă bucur de părinți care au considerat că este important să-și aducă copiii în casa Domnului. Eram într-o familie de evrei în Blaj. Săptămâna trecută, împreună cu președintele conferinței, pentru închirierea unui spațiu, și am nimerit la singura familie de evrei din localitate. Și bătrânelul ne spunea: oameni buni, în ce situație e familia în Biserica Adventistă? Și am stat de vorbă despre starea familiei în Biserica Adventistă și dânsul ne-a spus un lucru pe care l-am reținut și nu-l voi uita. Zice: domnilor, la noi, la evrei, un copil la vârsta de 5 anișori știe să citească și să scrie obligatoriu. La vârsta de 12 ani este îndrumat spre templu și este rugat să slujească. La vârsta de 18 ani, o fată și un băiat musai să se căsătorească. La vârsta de 20 de ani trebuie să aibă o meserie sau un business. Și apoi el și-a depănat în continuare experiența din familia ebraică. Și îmi spuneam în câte privințe ar trebui să ne conformăm și noi după un plan al lui Dumnezeu în ceea ce privește familia. Fete și băieți, nu zic să vă căsătoriți la 18 ani, dar da, evreii ei se maturizează mai repede. Însă n-aș zice mai mult de 22. Aia am mai pus 4 ani. În cultura noastră. De ce, spunea evreul, este atât de important să se nască familii și căsătorii de timpuriu? Și
Și ceea ce spunea dânsul este o realitate. Atunci când un băiat sau o fată are o experiență de dragoste la prima vedere, la prima întâlnire, și nu trece prin experiența a 20 sau 30 de relații apropiate, un băiat sau o fată, dragostea lor va fi mai temeinică, matură, coaptă și suficientă pentru o viață întreagă. Vor lipsi ispitele în plus și căderile și apoi ridicările, care repetate fiind pot să slăbească orice relație. Un evreu la 65 de ani ne-a dat nouă o lecție extraordinară în familia dânsului. Din această pricină, scumpii mei, în familie din națiunea iudaică nu sunt multe divorțuri, nu sunt despărțiri. În conferința noastră, Transilvania de Nord, în anul 2014-2015 am avut 8 divorțuri, între care unul în familia unui pastor. Nu este nimeni ocolit de această ispită și de această tragedie a perioadei pe care o parcurgem. 8 familii din Biserica Adventistă distruse. În timpul comunismului nici măcar nu auzeam de despărțiri sau divorțuri în Biserica Adventistă. La ora aceasta, în 2 ani, 8 familii distruse și în perspectivă altele în prag de divorț, este alarmant. Din această pricină, apropierea de Cuvântul lui Dumnezeu, de experiența vremurilor trecute, în grupa școlii de sabat astăzi tocmai aminteam cazul lui David, starea lui și situația pe care a avut-o cu Batșeba. A rămas pentru națiunea iudaică până astăzi un exemplu. Să nu urmezi ceea ce a făcut David cu Batșeba. Familia trebuie ocrotită. Trebuie îngrădit oarecum hotarul unei familii să nu se destrame. Și îndemn și invit această frumoasă biserică în Hristos, tineri mulți pe care îi avem aici. Nu grăbiți ivirea dragostei, ci atunci când ea se ivește, prindeți ocazia și porniți într-o relație frumoasă, sfântă și stabilă până spre veșnicie. În subiectul de astăzi, subiect care se predică astăzi în toate cele 114 comunități ale conferinței noastre, sper să fie ajuns în mâinile fiecărui director de familie din biserici. Subiectul este intitulat Încrederea. În zilele noastre, încrederea este mult slăbită. De aceea închidem ușile noastre cu nenumărate zăvoare, apar camere de luat vederi. Dacă observați chiar și în casă, soțul are dubii și întrebări față de soția, pune camere de luat vederi, ascunse, aici colo, soția de asemenea. N-avem încredere în menajera sau în doamna care are grijă de copiii noștri. Încrederea este la limită. Sau mai bine putem spune, trăim o perioadă de neîncredere, de neîncredere adâncă. Copiii cresc în cercul familiei, cultivând încredere în toți oamenii. Știți de unde copiii cultivă sentimentul de încredere în toți oamenii? Copilul când merge la școală nu își pune întrebări vis-a-vis de profesoare, de învățătoare, de educatoare. El sincer crede că acea femeie, acel bărbat sunt cei mai de încredere oameni. Știți de ce? Pentru că pruncul cultivă sentimentul de încredere acasă. El crede că toată lumea e ca tata și ca mama. Vai de familia în care un prunc își pierde încrederea în tata, în mama. Când are dubii, semne de întrebare, se revarsă peste tot poporul
El merge la școală și nu mai are încredere nici în profesori, nu mai are încredere nici în colegi, pentru că și-a pierdut sentimentul încrederii acasă. Unde se nutrește în copiii noștri sentimentul de încredere, care îi va călăuzi o viață întreagă, îi va salva sau îi va demola? Acasă. Tata și mama asigură concepția, acolo se concepe în sufletul copilului sentimentul de încredere. Vă invit să nu uităm lucrul acesta. Nu cumva să se întâmple ca vreunul dintre copiii noștri să-și pună semne de întrebare în dreptul lui tata sau în dreptul lui mama. Ce ar necesita acest lucru în primul rând? În primul rând ar necesita ca tata sau mama să fie aceiași acasă cât și în societate, acasă cât și la locul de muncă. Corecți și acasă cu ai lor, corecți și afară cu alții. Și pruncul când va vedea acest lucru va zice, tata și mama nu au măști. Ei sunt oameni reali de încredere și acasă și afară. Și ei vor merge pe această linie și vor crește frumos ca o binecuvântare pentru Dumnezeu și pentru societate. Merită să acordăm încredere? În primul rând în familie și apoi depășind hotarele familiei. Ce este de fapt încrederea? Și răspunsul aș dori să-l citesc din Sfânta Carte, din Epistola Apostolului Pavel către evrei în capitolul 11, versetul 1. Versetul 35 mai întâi din capitolul 10, mă scuzați. Evrei capitolul 10, versetul 35, cuvântul lui Dumnezeu spune astfel. Să nu vă părăsiți, dar, încrederea voastră pe care o așteaptă o mare răsplătire. Să nu vă părăsiți, dar, încrederea voastră. Dacă privim mai întâi acest verset, ea are o perspectivă escatologică și arată oarecum spre mântuirea finală. Dar versetul acesta are un corespondent în capitolul 11 și aș dori să citesc versetul 1. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Ce este anume încrederea? Este o credință trainică, puternică, temeinică în lucrurile nădăjduite, în lucrurile care nu se văd. Deci înțeleg un lucru. Încrederea poate să semene chiar cu o încumetare care se intersectează foarte des cu experiența speranței. Încrederea implică uneori chiar noțiunea de risc. Am încredere chiar dacă risc să fiu înșelat în așteptările mele. Credeți în această exprimare? În această frază. Încrederea suportă chiar și noțiunea de risc. La liceu spun deseori băieților și fetelor, măi, prea mult vă schimbați. Când îl văd pe unul cu o domnișoară 2 săptămâni, 3 săptămâni foarte apropiați, de braț, se uită lung unul la altul și frumos și când cred că iată se înfiripă ceva frumos, o idilă, pentru că sunt situații în care chiar acum, aseară, am avut o familie care s-au cunoscut la liceu și s-au căsătorit și au un băiețaș și așa mai departe. Se nasc noi familii, idile, în liceul nostru, dar să vedeți, după 3 săptămâni, se uită lung la alta. Și după o zi, două, de braț cu alta. Mie mi se pare foarte interesant lucrul acesta. Măi, copii, așa ceva nu se întâmpla în zilele noastre. Când eu eram de vârsta voastră, tata mi-a zis, te duci la sărmaș, în familia cu tare este o fată,
Noi ne gândim că e potrivită pentru tine, mai du-te, mai și vezi ce e cu ea. Și după armată, la vârsta de 22 de ani, aveam un Volkswagen bătrân din 1956, mai mult stătea decât mergea, mai mult îl împingeam decât mergea sărăcuțul, dar am ajuns până la Sărmaș cu Volkswagenul acela. Și mi-am cunoscut logotnica și viitoarea soție. Și atât, punct. Da, tu n-ai făcut curte și... Păi n-am făcut. Cum e atunci? Păi tu nu ești pentru zilele noastre. Astea s-au dus. Era pe vremea lui Avram și a lui Isaac, dar nu am. Scumpii mei, sentimentul de încredere are asupra lui chiar și noțiunea aceasta de risc. O iubesc, îmi aparține chiar dacă între timp se întâmplă ceva. Îi spun băiatului meu, băiete, cu cât mai mult încerci să ții lângă tine ființa iubită, cu atât mai mult o pierzi. Cu cât mai mult îi pui tot felul de piedici și lacăte, nu te duci acolo, nu te împrietenești cu tare, nu ai de-a face cu tare, cu atât mai mult o pierzi. Dă-i libertate și încredere deplină. Dacă pleacă de la tine, înseamnă că sunt probleme mari, mai sus. Cine oferă încredere cuiva și îi dă libertatea suficientă, nu are ce pierde. E un risc, pentru că s-ar putea. Au fost exemple când s-a pierdut și așa. Dar ce trebuie să se piardă, se va pierde, scumpii mei. Mai degrabă să evit o pierdere printr-o încredere și o dragoste adevărată, jertfitoare, decât să înlănțuiesc și să țin cu tot din adinsul să rămână a mea. Am cunoscut la penitenciarul din Gherla un tânăr care și-a întâlnit soția într-o relație cu altcineva. Și în locul acela unde a întâlnit-o, a ucis-o. Și îmi spune, domnul pastor, unde mi-a fost mintea? Am pus camere peste tot ca să o urmăresc. Nu puteam lăsa în voia ei. Și acum să stau 20 de ani aici, între ziduri și părinții mei singuri, trudind pentru mine acasă. Domnul pastor, unde mi-a fost mintea? Și am zis, hai să învățăm din experiența altora. Oferă încredere chiar dacă suportă riscul. Să ai suficientă inteligență și credință, apartenență de voia lui Dumnezeu, să poți oferi libertate cum Dumnezeu ți-a oferit ție la rândul Său. Am un exemplu foarte frumos aici în Sfânta Scriptură și anume pescuirea minunată. În Sfânta Evanghelie după Luca, în capitolul 5, se raportează de la versetul 1 începând, dar mă refer din pricina scurtimii timpului doar la versetul 4, acolo unde Iisus îi spune lui Petru, deportează-o la adânc și aruncă mrejele pentru pescuire. Vai de Doamne! Îi spune Petru, dar nici măcar nu zice Doamne. Știți cum îl numește pe Iisus? Învățătorule, cât de rece! Petru e supărat. Iisuse, Tu ne dai nouă sfaturi să ieșim la pescuit acum pe vremea aceasta, Tu nu știi că ziua peștii sunt atât de adânc încât năvodul nostru nu ajunge până acolo. Apoi, învățătorule, Tu știi să ne vorbești despre dumnezeire, dar la pescuit Tu nu te pricepi. Poate că la dulgărie, hai, te pricepi un pic, dar la pescuit nu. Și Iisus îi zice, du-te în larg și aruncă mrejele. Și Petru se duce în larg,
împreună cu Iisus și cu ceilalți, aruncă mrejele și se întâmplă pescuirea minunată. Atâta pește au prins încât nu încăpea în barca lor. Atunci când Petru vede că la porunca lui Iisus ce se întâmplă, se aruncă la picioarele lui și îi spune: Domnul meu, sunt păcătos, pleacă de la mine. Ce putea să spună Iisus? N-a avut încredere în mine, du-te, Petru, câte zile te-ai născut? Nu mai am nevoie de tine, te-am pus la încercare, ai pierdut! Așa face Iisus. Se uită Iisus la el și îi spune: te fac de acum pescar de oameni. Nu e copleșitor. Încredere plină de risc. După asemenea experiență, tu, omule, ce ai face? Pleacă! Nu mai am nicio treabă cu tine, m-am înșelat în tine, nu mai am încredere. Iisus riscă. Și acest risc pe care Iisus îl are în dreptul lui Petru provoacă un om ca să fie cu totul dedicat cauzei lui Hristos. Este unul dintre cei mai mari apologeți ai divinității Domnului Iisus Hristos, apostolul Petru, pentru că a cunoscut în Hristos acel om și Dumnezeu adevărat, care nu măsoară cu măsură omenească, ci cu măsură dumnezeiască. Știe să iubească cu risc, cu încredere deplină. Noi oare acordăm încredere și oare cui? Doar celui ce merită, celui care a făcut bine pentru noi, cel în care mă încred. Dar celui care este rău cu mine, îi pot oferi încredere care poartă asupra ei risc? Era în anul 1985, o familie din Polonia venise la noi cu Biblii multe, ascunse în roata de rezervă a mașinii. Cum necum, securitatea a aflat că avem Bibliile acasă și sâmbătă dimineața, poliția, miliția de atunci, cu maiorul Codoreanu din Gherla, responsabil cu acest departament pe oraș, la ora 6 dimineața erau în jurul casei, la poartă, sub geamuri, și trei dintre ei au intrat în casă pentru a găsi Bibliile. Ne-au trezit din somn, au căutat peste tot și la un moment dat unul dintre milițieni zice: tovarăș maior, Biblie sunt în dulap. Le-am găsit. Merge maiorul la dulap, se uită, ia un capot de al mamei mele de pe umeraș și îl aruncă peste Biblie. Și spune milițianului: aici nu e nimic. N-ai văzut nimic aici, nu-i așa? Și milițianul zice: tovarăș maior, n-am văzut nimic. Noi copiii eram speriați. Ce va fi? Găsesc Bibliile, închisoare. Tata făcuse deja 6 luni pentru asta. Vai de mine, ce se va întâmpla? A venit Revoluția. Și întâlnindu-mă cu tovarășul maior, domnul Codorean, l-am întrebat: ce s-a întâmplat atunci, domnul Codorean, la noi acasă? Chiar n-ați văzut Bibliile? Și îmi spune: măi, Orban, vis-a-vis cu mine, în Cocoșvar, unde locuim noi, locuiește familia Opriș. Ce am văzut în casa celor oameni m-a îndemnat să-mi spun întotdeauna: nu voi face rău niciodată unui adventist. Acel om de vis-a-vis, prezbiter la voi, și-a găsit soția infidelă într-o zi de sabat. A renunțat la tot, la presbiterie,
și a cerut excluderea împreună cu soția lui și a rămas alături de ea până la moarte. După 2 ani, soția acestui presbiter a făcut un cancer în urma căruia și-a murit. Însă acest bărbat a îngrijit-o ca pe un copil, în scutece, cu dragoste, cu înțelegere, cu un spirit de iertare enorm. Și îmi spune maiorul: Orban, dacă n-ar fi fost familia aceea, bărbatul acesta trăiește chiar și astăzi, are spre 90 de ani acest bărbat. V-aș fi făcut mare rău. Dar dacă printre adventiști există oameni care știu să ierte chiar și atunci, vă admir. Și mi-am spus: Doamne, cum lucrezi Tu pe niște căi nebănuite? Îți mulțumesc pentru credința lui Opriș Daniel, pentru încrederea pe care a pus-o în femeia aceea, chiar dacă a fost răzvrătită, păcătoasă, așa cum a fost, dar și-a salvat copiii și familia. Dragii mei, încrederea uneori poartă în sine riscul. Nu renunțați la acest risc. Iubiți și puneți încredere în oameni, în familie, în soț și în soție, chiar atunci când vin peste voi vremuri grele. Nu renunțați și nu abandonați. Din perspectiva Sfintelor Scripturi, singurele ocazii pe care le menționează Sfânta Scriptură ca drept de recăsătorire pentru cineva este decesul uneia dintre părți și rămâne în continuare al doilea motiv, și anume călcarea poruncii a șaptea. Preacurvia. Dacă se întâmplă, partenerul de viață este absolvit de a rămâne credincios jurământului făcut. Și totuși, iertarea poate fi o soluție. Poate să rămână un singur motiv pentru recăsătorire, și anume moartea, decesul uneia dintre părți. Iertarea este de preferat, scumpii mei, e ușor sau greu? Atunci când cineva te-a înșelat, atunci când cineva ți-a întinat patul, casa, renumele, să cobori în pulbere și să ierți. Nu este ușor, dar este dumnezeiesc. Astfel Hristos a iertat, a uitat și a înnoit ființa multora prin exemplul Lui personal. Provocarea din Sfânta Epistolă către Evrei din capitolul 10, versetul 35, zice să nu vă părăsiți dar în crederea. De câte ori să am încredere? De câte ori să iert pe fratele meu? Fariseii au răspuns la această întrebare: de 3 ori, Doamne. De 3 ori și atât. E suficient, e chiar prea mult. Petru e mai indulgent. Și la această întrebare, Petru zice, păi de 7 ori. Și care este răspunsul lui Hristos? De 70 de ori câte 7. Ce înseamnă lucrul acesta? De câte ori este nevoie? De câte ori să reașez încrederea în persoana de lângă mine? De câte ori? De câte ori este nevoie? Nu abandonați încrederea pentru care o mare răsplătire veți avea. De câte ori să-mi depun încrederea în persoana din casa mea, din apropierea mea? De câte ori este nevoie? Aceasta este învățătura Bibliei. Tradiția noastră este cu totul alta. Am trecut cu băiatul meu câteodată pe drumul acesta și îi spuneam: să știi, cu mine ai terminat-o. Și se uita copilul la: chiar? Ai terminat-o cu mine? Da, am terminat-o.
Până când, credeți? Până când a venit și m-a sărutat pe obraz, s-a pus în brațele mele, m-a dezarmat. Iisus, cu dragostea Lui, te dezarmează. Nu te poate lega diavolul cu atâtea funii încât să nu poți ierta în continuare. Puterea vine de la Dumnezeu ca să ierți, să iubești și să pui încredere în celălalt, de câte ori este nevoie. Iisus a murit din pricina păcatelor mele, vinovat fiind de păcate pe care nu le pot achita niciodată, și totuși El mi-a acordat încă o dată și încă o dată încredere. Fraza aceasta n-aș dori să o uit din materialul acesta. Petru nu a fost iertat pentru că a fost bun, ci pentru că Iisus a fost bun. Iisus a fost bun și Petru astfel a fost iertat de Iisus, pentru că Iisus era bun, nu Petru. De ce iert în familie? De ce am încredere în celălalt? Pentru că e bun el sau ea? Pentru că eu trebuie să fiu bun, precum Hristos a fost bun față de mine. Dacă eu voi fi bun, chiar dacă cel de lângă mine mi-a înșelat încrederea, o voi reînnoi. Încearcă lucrul acesta. Nu abandona lecția de astăzi și vei avea bucurie, vei avea un cămin fericit, vei avea bucurii multe, dragul meu. La căminul de seniori am întâlnit o familie uluitoare. Atunci când soțul a intrat într-un cabinet medical cu doamna, cu soția lui, a primit din partea medicului această tristă înștiințare: cancer, în 3 luni vei muri. Dur. În momentul acela, soția, când a auzit ce l-așteaptă pe soțul ei, a căzut și a făcut în locul acela un accident cerebral. Când s-a trezit, a învățat iarăși să umble, dar nu-și mai amintea deloc. Care bărbat, care copii, care casă, nimic. Era străină. Acest bărbat, când și-a dat seama că nu-și mai poate îngriji soția, a dus-o la Teodora, la seniori, acolo. A internat-o în spațiu, într-o singură cameră, avea bani destui, a lăsat-o și s-a dus acasă. Prima noapte a dormit singur în casa lui. Dimineața când s-a trezit a spus: asta nu-i viață. Casă mare, avere și soția mea acolo. A mers la Teodora și a spus: vă dau totul, dar lăsați-mă să stau lângă soția mea, ca să o îngrijesc eu, aici la Teodora, în cameră, împreună cu ea. Eu i-am găsit acolo câteva luni împreună, se plimbau pe coridor, în sus și în jos, la braț. Săraca femeie nu știa că cel de lângă ea e soțul ei. El era trist. Doamne, cum nu știe? O mângâia pe față și ea nu știa cine o mângâie. Au sosit ultimele zile ale lor. Erau amândoi în pat culcați și m-a chemat la sine acest bărbat și mi-a zis așa: soția mea încă are câteva zile de trăit. Domnul pastor, el era catolic. Domnul pastor, eu vreau să mor împreună cu ea. Din clipa aceasta nu o să beau și nu o să mănânc nimic. Vreau să mor împreună cu ea. Au trecut vreo 2 săptămâni. Vineri a murit dânsa și sâmbătă dimineață a închis și el ochii. Și mi-am zis: Doamne, rar mi s-a dat să văd o asemenea statornicie, o asemenea iubire între 2 oameni. Și îmi spunea, cât era în viață acest bărbat: n-am părăsit soția mea niciodată, n-am trăit departe unul de celălalt, n-am dormit separat, domnul pastor, niciodată. Noi am fost împreună,
de la căsătorie și până la bătrânețile noastre. Și mi-am zis, Doamne, aș vrea să văd în mijlocul bisericii noastre multe familii care să-și dorească să trăiască la oaltă din prima și până în ultima zi a existenței lor pe pământ. Dragii mei, dacă vrem să ajungem în ceruri, acolo unde Dumnezeu ne așteaptă, avem nevoie de încredere în relațiile noastre care să dureze de la momentul căsătoriei și până la venirea Domnului Iisus Hristos. Haideți să încercăm a educa copiii noștri în spiritul acesta, să vadă acasă încredere și apoi să dezvolte acest spirit până când vor avea zile pe pământ. Amin. Vă invit acum la încheiere să lăudăm pe Domnul nostru Iisus Hristos cu imnul 222. Tu ești Doamne a păcii stâncă.
Să ne rugăm. Doamne Tatăl din ceruri, binecuvintează această biserică, Doamne. Îi aduc înaintea Ta pe toți tineri, bătrâni, să respecte, Doamne, familiile, copiii și Amin. Să stea lângă Tine, Doamne, și să asculte de poruncile și de legile Tale. Te rog, ai milă și de acei bolnavi care n-au putut veni în locul acesta. Binecuvintează acolo unde se află, Doamne. Amin. Și te rog, umple biserica Ta cu Duhul Tău cel Sfânt. Ajută-ne să fim pregătiți pentru venirea Ta, Doamne. Amin. Te rog din toată inima, ai milă și pentru familia mea, pentru fica bolnavă și pentru toți bolnavii din comunitatea Ta și din locul acesta. Amin. Acum aduc înaintea Ta, Doamne, pe tineri, pe cei învrâznici și vreau ca să-i binecuvintez așa cum se află ei, Doamne. Că ei ridică biserica Ta în slavă cu corul și frumusețele Tale care cântă și care Te laudă în fiecare sabat. Acum Te mai rog să rămâi cu noi și în noi toate zilele câte le mai avem de trăit aici pe pământ. Să fim una cu Tine și să ascultăm de cuvântul Tău. Amin. Amin.